Craiova asta are cel mai bun fundaș dreapta din țară. Da. Și îl bagă ba mijlocaș, ba în fața stoperilor, ba pe căpățână. Da. Și ăla, dacă îl lasă fundaș drept, joacă în echipa națională. Da, fă că nu-l bagă. Dar e o brambureală la Craiova, râdeam, Doamne, Dumnezeu. Dar ce, așa brambureală ți s-a făcut? Doamne, maica, domnule, că mai văd pe câte unul că spune că am jucat bine. Băi, sunteți nebuni. Păi voi nu vă uitați la fotbal. Bă, întrebați-l pe Cârțu, mă, dacă... Rotaru a zis că au jucat bine. Doamne, ferește, mă, doamne. Rotaru a zis. Au joci bine la 3-0. Bă, știi când joci bine, când câștigi, mă. Da. Păi așa a zis. Doamne, nu ne-au fost superiori. Doamne, nici la 3-0, a? Da. Doamne, ferește, mă, parcă erau după altă lume. Fii atent aici. În curtea școlii, dacă se juca... Da. Nu, păi... se retrăgeau, da. Ăștia de la Steaua, se retrăgeau, fii atent da. Aici. Ăștia încercau, pentru că și Mitriță nu e rău fotbalist, dar nu este dresat, nu este strunit. Adică face prea de capul lui? Păi el încurcă tot. Băi, eu spun că el încurcă. În momentul când faci un dribbling în plus, s-a dat peste cap toată faza și se așează foarte bine, se poziționează adversarul. Ai înțeles? Uh-huh. Aici convingerea mea este că Craiova l-a stricat pe Ivan, îl strică și pe Mitriță și îl strică și pe Bancu, care sunt fotbaliști. Ăștia sunt fotbaliști. Dar ce le face vrea de strică pe toți? Băi, fratele meu, nu îi disciplinează. Eu am impresie bună despre bulgarul ăsta. Uh-huh. Adică m-am informat și e un om serios. Uh-huh. I-a pus rachita noua poreclă, Zakuski îl cheamă de ieri, că a arătat jocul Craiovei ca o zacuscă. Chiar așa a arătat. Băi. I-a zis Zakuski. Da, fii atent aici. Nu trebuie să... Zakuska, ce? Nu-ți place Zakuska sau ce? Ba da, îmi place. Păi și atunci... Îmi place. Nu stăpânește deocamdată. Craiova trebuie dresată. Mână de fier pe bancă. Stăpânită, ai înțeles? Iar la fundașii centrali i-aș da pe toți afară. Da, absolut pe toți. Pe toți trei? Toți trei. Da. Badel, Zaicov, Maldonado. Tot, n-aș opri niciunul. Și aș inventa, poate l-aș opri fundaș central pe ăsta care juca la echipa națională. Păscreciu. Atât. Mhm. Uh-huh. Restul i-aș da afară pe toți. Uh-huh. Toți au viteza întâia și a doua. Să urcă mingea pe ei ca veverița. Înțelegi? Asta n-am mai auzit-o da. Și eu. Cum mea, să dacă... urcă vrea mingea? Ca veverița pe ei. Păi dacă preluări, n-ai văzut că fac preluări din trei mișcări. Așa? Da. Lenți. Da. Și, lenți au viteze. Ce viteze și, au? Și aud pe câte unii că laudă echipa. Bă, sunteți nebuni. Acolo sunt patru fotbaliști, dintre care doi i-ați terminat. Pe cine ați terminat? Pe Ivan și pe... Pe Ivan și pe ăsta, piticul ăsta, care... Deci îi termină pe toți, înțeleg, da? Da, da. De ce? L-a terminat și pe Mitriță? Da. Îl termină. O spun eu. Uh-huh. Pentru că lumea este... foarte dornică de fotbal bun la Craiova. Uh-huh. În decursul anilor a fost tot echipă bună, cu antrenori de la Cosmoc, Gică Nuțescu, Doamne Dumnezeule, dar ce antrenori, Costică Ștefănescu, și antrenori a avut Tică Oțet. De-